În cele patru zile de sărbătoare Kurban Bayram, credincioși și musulmani, cei care își pot permite material, dar și fizic acest lucru, merg la Mecca, la casa lui Allah. Din prima zi de Kurban, musulmanii aduc mulțumiri lui Allah și încearcă să îi ajute pe cei nevoiași. Se fac rugăciuni acasă și în colectiv, la jamie și după posibilități, fiecare familie sacrifică un animal în funcție de câți membri are familia respectivă. În aceste zile de Bayram, cei care au o stare bună sacrifică animalele și împarte carnea la săraci, la cei care nu au. Așa. Și în aceste zile, la sărbătoarea aceasta, la Mecca vin din întreaga lume 3-4 milioane de pelerini. Animalele pentru sacrificiu trebuie să îndeplinească anumite condiții. Oaia și capra trebuie să aibă cel puțin un an, vaca sau bivolul 2 ani, cămila 5 ani împliniți. Toate trebuie să fie perfect sănătoase și fără niciun cusur, adică să nu fie oarbe, să nu aibă coarnele rupte, să nu fie șchioape, slabe sau bolnave. În fiecare dimineață, din cele patru zile ale sărbătorii, bărbații se duc la jamie, la rugăciune, iar familiile de musulmani se vizitează reciproc, mergând la rude și la părinți.